Vorbim despre legătura dintre anumite alimente pe care le consumăm și starea care le necurează. Depinde, sunt anumite alimente care influențează secreția de substanțe cum ar fi dopamina, serotonina sau... Norepinefrina. Exact. Există anumite alimente care influențează secreția. Absolut toate alimentele ne influențează profilul neurotransmițătorilor. Este o legătură deosebit de strânsă și asta o experimentăm fiecare dintre noi în fiecare zi. Observăm cum anumite alimente ne dau o stare mai bună, altele ne dau poate o stare mai proastă sau, mă rog, nu ne modifică în mod vizibil atitudinea psihică. Serotonina, care se mai numește și hormonul fericirii, este influențată în special de alimentele care conțin carbohidrați, adică zaharul. Și am observat treaba asta oricare dintre noi mâncând dulciuri. Dulciurile îți dau acea senzație de bine, de plăcut. La fel, ciocolata este unul dintre alimentele care influențează în mod direct secreția de serotonină și prin cacao. Cacao care are în ea, în compoziția ei, substanțe care acționează direct la nivelul creierului asupra secreției de serotonină. Serotonina are legătură și cu nivelul de glucoză din sânge? Nu are o legătură directă cu nivelul. Practic, carbohidrații din alimente care ajung în sânge și se transformă în glucoză influențează nivelul glicemiei și îți dau rapid senzația de sațietate, de bine. Când, de exemplu, faci o criză de hipoglicemie, îți cade practic zahărul din sânge și te simți slăbit, e suficient să mănânci un fruct sau să mănânci ceva dulce și imediat te simți. Practic, în decurs de câteva secunde, ți se modifică starea, inclusiv la nivel psihic, te simți mult mai bine. Dopamină. Dopamina, ca și norepinefrina, sunt neurotransmițători care sunt influențați în mod particular de către alimentele bogate în proteine. Și aici vorbim de carne, de lactate, de ouă. Și chiar și de cele de origine vegetală, soia, fasole, mazăre. Și de asemenea, foarte important, și neurotransmițătorii și senzațiile pe care aceste alimente ți le dau, senzația de plin, de sațietate, de reducerea stării de anxietate. Explică-mi puțin cum explica la serotonină, carbohidrații ajung în sânge. În cazul nostru, în cazul acesta, proteinele. Proteine, bine, nu este o legătură chiar atât de directă ca în cazul carbohidraților, însă s-a observat că persoanele care au o alimentație preponderent proteică și cei care merg pe regimuri hiperproteice au, prin prezența acestor proteine în cantitate mare în alimentație și prin influența lor asupra dopaminei și norepinefrinei, le dau o senzație de vigilență, le cresc activitatea la nivel cerebral și persoanele devin mai active, mai atente, le crește capacitatea de concentrare. Am înțeles. În cazul serotoninei, consumul de dulciuri sau de ciocolată, însă nu este mai sănătos să consumăm zilnic, ar fi și anumite alimente sănătoase. Nu vorbim numai de alimente cu concentrație mare de zahăr. Fructele, legumele sunt surse foarte bune de carbohidrați și care fac parte în mod obligatoriu din alimentația noastră, iar consumul lor influențează starea de bine în mod categoric. Pe de altă parte, un consum mare de carbohidrați nu ne dau și senzație de bine, dar și o senzație de lentoare, de moleșeală și experimentăm asta inclusiv atunci când avem un consum caloric foarte mare. Clar, după o masă foarte bogată, toți oamenii se simt moleșiți, lipsiți de vigoare și din cauza cantității mari de carbohidrați pe care o consumă. Ți mai spune că e bine să avem o dietă sănătoasă, însă din când în când este recomandat să mai luăm și o porție, nu știu, de prăjel, adică să nu excludem de tot din alimentație, cum ar fi o porție de cartofi prăjiți sau...
nu este o tragedie dacă din când în când consumăm și alimente prăjite în ulei. Nu poate fi o recomandare, în schimb, adică niciun medic nu o să-ți recomande să mănânci astfel de alimente, dar privind din partea cealaltă, nu pot să spun că dacă din când în când mănânci alimente preparate în baie de ulei, în mod obligatoriu este nesănătos. Mă referam să nu fim chiar de drastici, să zic, să excludem de tot. Sunt de acord, nu, nu la nivel de recomandare, dar nici să mergem la extrema cealaltă și să spunem că reprezintă o otravă. Uleiul este, și ca și orice alte grăsime de origine vegetală, face parte din alimentația noastră și o putem adăuga în, cu măsură în alimentație. Cam din când în când, în cât timp, ca să nu facem... Deci dacă vorbim de alimente prăjite în baie de ulei, aș spune o dată la 2 săptămâni ar fi suficient. În schimb, uleiul se poate adăuga și se adaugă în mod curent într-o mulțime de preparate, de la mâncăruri cu sos, la produse de patiserie, la prăjituri de casă, și atunci un consum de, poate și zilnic, nu este absolut nicio problemă. Și deși se consideră alimente, băuturile alcoolice fac parte dintre cele care ne influențează în mod negativ starea psihică atunci când se depășește o cantitate mai mare de, să spunem, un pahar, două. Deși în prima fază apare starea de euforie, starea de bine, consumul exagerat în mod clar alterează starea psihică a persoanei. La fel și exagerarea consumul de substanțe care energizează organismul, de genul cafea, cacao și tot ce conține astfel de substanțe, produc stare de agitație și în final stare proastă la nivel psihic.